Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Fortgang des Bibelstudiums über die Heilsperioden. Vreau să vă salut la continuarea acestui studiu despre perioadele istoriei mântuirii. Wir haben bereits 4 Heilszeiten betrachtet bzw. studiert in der Bibel. Am parcurs sau am studiat 4 dintre aceste perioade până acum. Da war zunächst einmal die Zeit Adam und Evas im Paradies. Prima dată am privit la perioada lui Adam și Eva din Paradis. Dann haben wir die Zeit der Verantwortung des Menschen unmittelbar nach dem Paradies. Apoi am privit la perioada răspunderii omului imediat după perioada din Paradis. Diese verlief bis zur Sintflut. Perioada care a continuat până la potop. Und nach der Sintflut bis zum Turmbau zu Babel haben wir wieder eine ganz besondere Zeit. Iar după potop până la construcția turnului Babel am avut din nou o perioadă bine definită. Und ab 1. Mose Kapitel 12 beginnt Gott ganz konkret sich Israel zu erwählen, indem er Abraham ruft. Iar apoi din Geneza capitolul 12 Dumnezeu se concentrează asupra poporului Israel prin chemarea care o adresează lui Avram. Nun ein Volk zu bilden, tocmai ca să formeze un popor, in dem Jesus als der Messias, als der Erlöser zur Welt kommen kann, um die Menschen zu erretten. Popor prin care Mesia Iisus Hristos să vină pe pământ și să aducă mântuire pentru întreaga omenire. In jeder Heilsperiode verfolgt Gott prinzipiell dieses eine Ziel der Erlösung für die ganze Welt. În fiecare perioadă pe care am studiat-o, Dumnezeu urmărește în principal scopul acesta de mântuire a omului. Er hatte in 1. Mose 3,15 gesagt, dass der Same des Erlösers oder die Geburt des Erlösers über den Samen der Frau kommen würde, nicht über den Samen des Mannes. A spus în Geneza 3,15 că Mântuitorul va veni din sămânța femeii, nu prin sămânța bărbatului. Und dass dieser Erlöser einst der Schlange, das heißt dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Și că Mântuitorul acesta va zdrobi odată capul șarpelui sau al diavolului. Nun hat sich Gott die Patriarchen erwählt. Acum Dumnezeu își cheamă sau alege patriarhii. Abraham, Isaac und Jakob. Avram, Isaac și Iacov. Und durch Jakob kamen dann die 12 Stämme Israels. Din Iacov iasă cele 12 seminții ale lui Israel. Und später wird dann Israel über Josef nach Ägypten gebracht. Apoi, mai târziu, prin Iosif, Israel, poporul ajunge în Egipt. Und in Ägypten wird quasi das jüdische Volk, kann man sagen, geboren. Și putem să spunem că acolo în Egipt are practic loc formarea sau nașterea poporului evreu. Und nach dem Aufenthalt in Ägypten befreit Gott sein Volk, er führt es durch das Rote Meer. După perioada aceasta de petrecut în Egipt, Dumnezeu eliberează poporul său, îl trece prin Marea Roșie. Mose wird berufen. Moise este chemat. Und jetzt gibt Gott wieder eine ganz neue Zeitperiode. Și odată cu momentul acesta Dumnezeu începe sau deschide o nouă perioadă în istoria mântuirii. Und das ist die Zeit des Gesetzes. Și anume perioada legii. Die Zeit des mosaischen Gesetzes. Perioada legământului mozaic sau a legii venite prin Moise. Und wir müssen dabei ganz klar bedenken, dass das Gesetz ausschließlich dem jüdischen Volk gegeben worden ist. Și odată cu lucrul acesta trebuie să înțelegem că legea a fost dată explicit sau exclusiv poporului Israel. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief ganz deutlich, dass die Nationen, dass dieses Gesetz, dieses mosaische Gesetz überhaupt nicht hatten. În epistola către Romani, Apostolul Pavel spune foarte clar că națiunile, neamurile, nu au avut parte de legea aceasta. Auch noch vor dem Auszug aus Ägypten für Israel gab es gar kein Gesetz. Nici pentru poporul Israel, înainte de ieșirea din Egipt, nu a existat legea aceasta. Das Gesetz kam mit Mose am Sinai. Legea a venit odată cu Moise la muntele Sinai.
Und es gilt in erster Linie dem jüdischen Volk. Și a fost adresată în primul și în primul rând poporului evreu. Und die Zeit des Gesetzes geht nun vom zweiten Mosebuch. Și perioada aceasta a legii începe din cartea Exod bis zu den Evangelien. Până prin tot Vechiul Testament până la Evanghelii. Genau genommen kann man sagen bis zu Pfingsten. Sau mai concret, dacă am spune, merge până la Rusalii. Zu Pfingsten ist die Zeit des Gesetzes vorbei und da kommt eine ganz neue Heilszeit wieder. La Rusalii se încheie perioada aceasta a legii și începe din nou o altă perioadă. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, dass er uns das Evangelium brachte, um das Gesetz zu erfüllen. Știm că Domnul Iisus Hristos a venit, ne-a dus Evanghelia și a venit tocmai ca să împlinească cerințele legii. Und das hat er dann auch wirklich für das jüdische Volk getan. Și lucrul acesta l-a făcut pentru poporul evreu. Und natürlich für alle Menschen. Și desigur pentru toți ceilalți, pentru toată omenirea. In jeder Heilszeit haben wir die besonderen Kennzeichen der jeweiligen Heilszeit betrachtet und das wollen wir auch jetzt wieder tun. În fiecare perioadă am luat elementele caracteristice fiecare perioadă în parte și vrem să facem lucrul acesta și cu perioada aceasta a legii. Die besondere Kennzeichen der Heilszeit des Gesetzes, elementele acestea cruciale ale perioadei legii, zeigen uns zum Beispiel, dass Gott vornehmlich nur mit bzw. durch ein Volk handelt. Ne arată că Dumnezeu a lucrat în perioada aceasta doar într-un, în cadrul unui popor sau prin poporul acesta. Und das ist das Volk Israel. Și este vorba de poporul Israel. Mit dem Ziel, in diesem Volk den Erlöser zur Welt zu bringen. Cu scopul sau ținta ca prin poporul acesta Dumnezeu să aducă mântuirea pe pământ. Durch dieses eine Volk sollen alle anderen Völker gesegnet werden. Prin acest popor, acest singur popor, toate celelalte națiuni trebuiau să fie binecuvântate. Und Gott gibt diesem Volk nun den Bund des Gesetzes. Și Dumnezeu îi dă acestui popor, îi oferă acestui popor legământul legii. Und dieser Bund des Gesetzes, der hat nicht nur 10 Gebote, și legământul acesta nu are doar 10 porunci, sondern insgesamt 613. Ci în total 613. Also wenn einer meint, er müsste die Gebote Gottes halten, așa că dacă cineva spune eu trebuie să păzesc legea lui Dumnezeu, dann muss er nicht nur die 10 Gebote halten, sondern dann ist er verpflichtet 613 Gebote zu halten. Atunci nu este dator să păzească doar 10, ci 613 porunci. Mit diesem Gesetz, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat, prin legea aceasta sau legile acestea care Dumnezeu le-a dat poporului evreu, hängt Fluch und Segen zusammen. Binecuvântarea și blestemul sunt legate împreună. Wenn das Volk Israel dem Gesetz gehorsam ist, când poporul Israel asculta legea, dann werden sie leben, și împlinea legea, atunci urmare era vor trăi, dann werden sie gesegnet, vor fi binecuvântați, und dann werden sie ein Segen sein, și vor fi o binecuvântare pentru alții. Aber wir sehen natürlich, jeder Israelit ist gestorben. Dar putem să vedem foarte ușor lucrul acesta, fiecare israelit a murit. Sogar Mose. Chiar și Moise. Auch Aaron. Și Aaron. Warum sind sie alle gestorben? De ce au murit cu toții? Ganz einfach, weil sie das Gesetz Gottes nicht halten konnten. Foarte simplu, răspunsul, pentru că n-au putut să țină, să împlinească legea lui Dumnezeu. Der einzige, der das Gesetz vollkommen gehalten hat, ist Jesus Christus. Singurul care a putut să împlinească legea în mod desăvârșit este Iisus Hristos. Und er ist dann an unserer Stelle gestorben. Și el n-a murit din cauza păcatelor lui, ci din cauza păcatelor noastre sau în locul nostru. Aber aus den Toten auferstanden. Dar a înviat din morți. Und jetzt jeder, der an diesen Jesus Christus glaubt, și acum oricine crede în Iisus Hristos, hat für Gott das Gesetz vollkommen erfüllt. În fața lui Dumnezeu îi este considerat ca și cum a împlinit legea. Und darf ewig leben, er muss nicht mehr sterben. Și are dreptul să trăiască veșnic, nu trebuie să mai treacă prin moarte. Das ist die wunderbare Erlösung, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Aceasta este eliberarea sau mântuirea extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Iisus Hristos. Gelobt der Herr, der das Gesetz erfüllte. Slăvit să fie Dumnezeu care a împlinit legea. Ich möchte vielleicht jetzt hier mal ein bisschen stehen bleiben und zurückblenden. Wir haben gesagt,
Segen und Fluch hing mit dem Gesetz zusammen. Aș vrea să poposim puțin la lucrul acesta, pentru că am afirmat că binecuvântarea și blestemul erau legate tocmai de legea care a fost dată. Wenn Sie möchten, können Sie mal 5. Mose mit aufschlagen. Vă invit să deschideți, dacă doriți, la Deuteronom. 5. Mosebuch, also die Geschichte des jüdischen Volkes in der Wüste läuft aus. În această a cincea carte a lui Moise, cartea Deuteronom, istoria poporului Israel în pustie se încheie. Mose selber steht vor den Toren der Ewigkeit, er wird jetzt sterben müssen. Moise stă înaintea morții, urmează să moară. Aaron war schon gestorben. Aaron deja a murit. Nochmal die Frage, warum mussten die beiden sterben, diese heiligen Männer? Din nou această întrebare, de ce au trebuit acești doi oameni sfinți să moară? Weil sie das Gesetz auch nicht erfüllen konnten. Răspunsul foarte clar, pentru că nici ei n-au putut să împlinească sau să țină legea. Sie waren nicht mal fähig, das jüdische Volk in die Verheißungen Gottes hineinzuführen, das heißt in das verheißene Land Canaan. N-au fost nici măcar în stare să conducă poporul Israel dincolo de graniță, în țara promisă, în Canaan. Welche Botschaft Gottes steckt dahinter? Oare ce mesaj din partea lui Dumnezeu se află în spatele acestei realități? Ganz einfach die Botschaft, dass uns das Gesetz nie in die Verheißung Gottes bringen kann. Foarte simplu sau concret, mesajul că legea niciodată nu ne poate duce în promisiunile în țara promisiunilor lui Dumnezeu. Das Gesetz kann uns nicht in das verheißene Land des Himmels führen, es geht nicht. Legea nu ne poate duce în țara promisiunilor, în cerul lui Dumnezeu. Mose und Aaron müssen sterben. Es waren die Repräsentanten des Gesetzes. Moise și Aaron trebuie să moară acolo în pustie, au fost reprezentanții legii. Also wir dürfen sagen, das Gesetz versagt in unserem Leben oder durch unser Leben. Așa că putem spune, legea nu împlinește viața noastră. Es muss jemand anders kommen, der uns in das verheißene Land führt. Trebuie să vină un altul care să ne conducă în țara promisiunilor. Nicht das Gesetz Mose und Aaron, nu legea prin Moise și Aaron, sondern ein Mann namens Josua. Ci un om pe nume Josua. Warum hieß Josua Josua? Din nou o întrebare, de ce se numea Josua Josua? War das Zufall? A fost un o întâmplare, un accident? Nein, wir wissen, dass Josua ist die hebräische Form des griechischen Jesus. Știm că Josua este forma evreiască, ebraică a numelui Isus. Yeshua. Yeshua. Ja? Und damit deutet Gott schon wieder prophetisch an, was er will und was er verfolgt. Și prin acest aspect Dumnezeu prezintă ce vrea, ce urmărește el. Nicht Mose und Aaron bringen euch in den Himmel oder in die Verheißung, in das verheißene Land. Nu Moise și Aaron vă duc în cer sau în țara promisă, sondern der himmlische, ewige Josua, nämlich Jesus Christus. Ci Josua etern, veșnic, și anume Domnul Iisus Hristos. Durch ihn kommt ihr in die Verheißung. Prin el ajungeți în promisiune, în împlinirea promisiunilor. Und sehen Sie, dieses gewaltige Panorama der Heilsgeschichte wird schon vorgeschattet im Alten Testament. Panorama aceasta, imaginea aceasta extraordinară a istoriei mântuirii este prezentată sau prefigurată deja în Vechiul Testament. Da sehen wir auch, wie die Bibel über jedes andere Wort, über jedes andere religiöse Buch steht, ja? Sowas kann man nie ausdenken. Prin lucrurile acestea, detaliile acestea, vedem cum Biblia se ridică deasupra oricărei alte cărți, oricărei alte religii. Așa ceva nu este o întâmplare. Also nichts ist größer als das lebendige Wort Gottes. Nimic nu este mai mare, mai măreț decât cuvântul viu al lui Dumnezeu. Und nun, kurz vor dem Tod des Mose, scurt înainte de moartea lui Moise, ruft dieser große Mann Gottes das jüdische Volk noch einmal zusammen. Omul lui Dumnezeu, acest mare om al lui Dumnezeu, cheamă poporul Israel la o adunare specială. Und er gibt dem Volk nochmal eine wesentliche Ermahnung mit auf dem Weg. Și dă o mare provocare poporului pentru viitorul care le stă înainte. Ich fasse das jetzt mal mit meinen Worten zusammen, weil wir das nicht alles lesen können. Nu citim în întregime pasajul acesta, dar aș vrea să-l parafrazez în cuvintele mele. Gott sagt seinem Mose sagt seinem Volk. Moise spune poporului său:
wenn du gehorsam sein wirst in das Land, in das der Herr, dein Gott, dich hineinführt. Dacă vei fi ascultător de Dumnezeu în țara în care El te va duce. Wenn du das tust, was er dir sagt und seine Gebote hältst. Dacă împlinești, faci ceea ce El îți spune și păzești poruncile Lui. Dann wirst du gesegnet werden. Atunci vei fi binecuvântat. Dann wirst du Sieg haben über deine Feinde. Vei avea victorie peste sau în fața dușmanilor tăi. Dann wird Gott immer mit dir sein. Dumnezeu va fi mereu, permanent cu tine. Du wirst fruchtbar sein. Vei fi prosper. Du wirst ein Segen sein für alle anderen Nationen. Vei fi o binecuvântare pentru toate celelalte națiuni. Und Gott wird verherrlicht werden. Și Dumnezeu va fi slăvit. Aber wenn du Gott ungehorsam bist. Dacă nu asculți pe Dumnezeu. Dann wird der Fluch auf dich kommen. Blestemul va veni peste tine. Dann werden die Feinde über dich siegen. Vrăjmașii te vor birui. Und die Feinde werden über dich und über deinen Namen spotten. Și dușmanii te vor batjocori, vor adresa batjocuri la adresa ta și a numelui tău. Ja, der Fluch wird über dich kommen. Da, blestemul va cădea peste tine. Und jetzt sagt Mose etwas ganz, ganz Interessantes, das sich dann prophetisch viele, viele Jahrhunderte später buchstäblich erfüllt hat, ungefähr 800-900 Jahre später. Și acum Moise spune ceva care este foarte important, profetic, și care se împlinește multe sute de ani, aproximativ 800-900 de ani mai târziu. Wir können jetzt mal lesen 5. Mose, Kapitel 28, Vers 32. Deuteronomul, capitolul 28, Vers 32, nur den einen Satz. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Versetul 32, prima parte doar, unde Moise spune, fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mâna altui popor. Und die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, Vers 33, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest. Versetul 33, un popor pe care nu-l cunoști, va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău. Dann Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst. Versetul 36, Domnul te va duce pe tine și împăratul pe care îl vei pune peste tine la un neam pe care nu l-ai cunoscut. Und dann noch Vers 49, der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt. Ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst und kennst. Vers 49. Versetul 49, Domnul va duce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi, un neam a cărui limbă n-o vei înțelege. Was fällt uns bei dieser Aussprache des Mose auf? Ce înțelegem din vorbirea aceasta lui Moise? Mose redet von einem fremden Volk, Moise vorbește despre un popor străin, das Israel in die Gefangenschaft führen wird. Care va duce pe Israel în robie. Und dabei redet er über dieses Volk in der Einzahl. Și vorbește cu privire la acest popor la singular. Ja, er sagt, deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Versetul 32, fiii și fiicele tale vor fi date roabe pe mâna altui, adică unui popor. Ja, oder nochmal Vers 33, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest. Versetul 33, un popor pe care nu-l cunoști. Oder Vers 45, der Herr wird ein Volk aus der Ferne rufen gegen dich, wie ein Adler. Versetul 49, Domnul va aduce de departe un popor, un neam. Und dieses Volk, und das ist das Hochinteressante, und da sehen wir die Kraft der biblischen Prophetie. Și poporul acesta și lucrul acesta este foarte important și aici vedem tăria sau puterea profeției biblice. Dieses Volk, dieses eine Volk wird über Israel herfallen, wenn sie einen König haben. Poporul acesta va veni împotriva lui Israel când Israel va avea un împărat. Denn es heißt ja hier in Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst. Pentru că versetul 36 spune, Domnul te va duce pe tine și împăratul pe care îl pui peste tine la un neam pe care nu l-ai cunoscut. Also Mose wusste als Prophet, Moise latura lui de profet cunoștea lucrul acesta. Wusste schon Jahrhunderte bevor es geschah. Secole, sute de ani înainte ca lucrul acesta să se întâmple. Dass sich Israel einen König wählen wird. Că Israel
își va alege un împărat. Das ist doch gewaltig. Este extraordinar. Und er wusste prophetisch, și de asemenea profetic cunoștea sau știa, dass dann ein Volk kommen wird, um Israel in die Gefangenschaft zu führen. Că un popor va veni atunci să ducă pe Israel în robie. Ja, wer war dieses Volk? Cine a fost poporul acesta? Dieses eine Volk, das Israel damals in die Gefangenschaft führte. Un popor care a dus pe Israel în robie. Das daherkam wie ein Adler aus der Ferne. Care de departe a venit peste ei ca vulturul, cu zbor de vultur. Dessen Sprache sie nicht verstanden. A cărui limbă n-au înțeles, n-au cunoscut-o. Wer war dieses Volk? Cine a fost poporul acesta? Das dann diesen einen letzten König Israels damals mit in die Gefangenschaft nahm? Care au dus împreună cu ei pe acel ultim împărat al lui Israel în robie? Es war das Volk Babylon. Poporul babilonian. Im Jahr 586 vor Christus. 586 înainte de Hristos. Es ist genau so gekommen, wie Mose es prophezeit hat. Exact așa cum a profețit Moise, se întâmplă lucrul acesta. Sie, Israel kam in das verheißene Land. Israel intră în țara promisă. Israel nahm das verheißene Land ein. Moștenesc țara aceasta. Sie haben die fremden, gottfeindlichen Völker besiegen können. Înfrâng popoarele acestea împotrivitoare lui Dumnezeu. Aber es dauerte nicht lange, da gingen sie Kompromisse mit ihnen ein. Dar nu durează mult până când fac compromisuri cu ei. Später wählten sie sich den ersten König, Saul. Mai târziu își aleg primul împărat, pe Saul. Dann kam es zu den anderen Königen, David und so weiter und so fort, Samuel. Se ajung vin ceilalți împărați, de la David și toată suita de împărați care vin. Unter David bekamen sie Jerusalem. Sub domnia lui David cuceresc cetatea Ierusalimului. Unter Salomo erhielten sie den Tempel. În domnia lui Solomon își construiesc templul. Da, wo Gott eingezogen war und im Allerheiligsten unter seinem Volk wohnte. Locul unde Dumnezeu se coboară și locuiește în toată sfințenia lui. Aber das Volk verließ Gott. Dar poporul îl părăsește pe Dumnezeu. Sie waren ihm ungehorsam. Devin neascultători. Sie glaubten seinem Wort nicht mehr. Nu mai cred cuvântul lui Dumnezeu. Sie fingen an, den Götzen der Heiden zu opfern. Încep să aducă jertfe zeităților, popoarelor păgâne. Man muss nur mal das prophetische Buch Jeremia lesen oder Jesaja. Puteți să citiți doar cartea Ieremia sau Isaia. Wie die Propheten gerungen und geweint und gekämpft haben gegen die Abtrünnigkeit des jüdischen Volkes. Cum profeții aceștia strigă și plâng din cauza neascultării și îndepărtării poporului de Dumnezeu. Und dann kam es, wie es kommen musste. Și apoi se întâmplă ceea ce era logic să se întâmple. Es musste sich das Wort des Mose, die Warnung Mose erfüllen. Această atenționare a lui Moise trebuia să se împlinească. Das eine Volk, die Babylonier unter Nebukadnezar kamen. Că un popor babilonienii sub conducerea lui Nebucadnețar. Und am 9. ab 586 vor Christus zerstörten sie den Tempel. Și în luna Av, în 9 Av, 586 înainte de Hristos, distrug templul. Und ganz Jerusalem. Și cetatea Ierusalim. Und sie nahmen das jüdische Volk mit in die Gefangenschaft. Și duc poporul Israel în robie. Damit hatte sich das erfüllt, was Mose prophezeite. Se întâmplă ceea ce Moise a profețit. Fast 900 Jahre vorher hat er das gesagt. Aproape 900 de ani înainte spune Moise cuvintele acestea. Aber Gott in seiner großen Gnade. Dar în harul lui nemărginit Dumnezeu. Wir haben das in den anderen Bibelstudien schon verfolgen dürfen. În anterior am urmărit lucrul acesta. Er hat seinen Plan trotzdem nicht aufgegeben. Dumnezeu nu renunță la planul lui în ciuda depărtării poporului sau oamenilor. Er hat immer wieder einen Weg der Lösung. Totdeauna Dumnezeu găsește un drum al soluțiilor. Stellen Sie sich mal vor, jetzt hatte das jüdische Volk, hat seine Heimat, Israel, Jerusalem, den Tempel, alles verloren. Imaginați-vă, poporul Israel pierde totul, pierde țara, pierde templul, absolut totul. Tja, jetzt war's. Man kann fast sagen, kein richtiges Volk mehr. Sie hatten keine richtige Heimat mehr.
poți să spui foarte bine lucrul acesta, nu mai aveau o țară, o patria lor, nu mai erau un popor. Wie sollte sich dann die Verheißungen Gottes erfüllen? Cum să se mai împlinească promisiunile lui Dumnezeu? Gott hat gesagt, der Messias wird in Israel, in Bethlehem geboren. Dumnezeu a spus prin în promisiunile lui că Mesia se va naște în Betleem, în Ierusalim, în Israel. Er wird in den Tempel ein und ausgehen. Va intra în templu și va ieși din templu. Ja, sie hatten doch keinen Tempel mehr. Dar nu mai aveau templu. Sie hatten ja kein Jerusalem mehr. Nu mai aveau cetatea Ierusalimului. Sie hatten noch kein Betlehem mehr. Nu aveau nici Betleemul. Sie saßen an den Flüssen in Babylon und weinten. Stăteau pe malurile râurilor din Babilon și plângeau acolo. Gott hatte vorgesorgt. Însă Dumnezeu a avut grijă de toate lucrurile acestea. Indem er ein Versprechen gegeben hatte. Pentru prin faptul că a dat o promisiune. Die Gefangenschaft, hat er gesagt, dauert nicht ewig. Și el a spus: robia aceasta nu va dura veșnic. Sie dauert nur 70 Jahre. Ci va dura 70 de ani. Beziehungsweise 70 Jahre wird Babylon die Weltherrschaft haben. Adică 70 de ani Babilonul va conduce, va stăpâni lumea. Und nach diesen 70 Jahren werdet ihr zurückkehren dürfen in eure Heimat. Și după acești 70 de ani vă veți întoarce în patria voastră, în țara voastră. Warum hat Gott das so gesagt? De ce a spus Dumnezeu asta? Durch den Propheten Jeremia. Prin profetul Ieremia. Babylonische Gefangenschaft 70 Jahre. Robia babiloniană 70 de ani. Warum hat Gott sie zurückgeholt? De ce a dus Dumnezeu înapoi? Das Volk hatte sich in Babylon nicht gebessert. Poporul nu s-a îmbunătățit, n-a devenit mai bun în Babilon. Er wollte sein Versprechen erfüllen. Dar Dumnezeu a vrut să-și împlinească promisiunea. Der Messias soll geboren werden. Mesia trebuia să se nască. Aber dann muss ein jüdisches Volk im jüdischen Land sein. Dar pentru aceasta trebuia să existe un popor evreu în țara lor. Dann muss es einen Tempel geben. Trebuia să existe un templu. Dann muss Jerusalem wieder unter der Herrschaft der Judäa stehen. Ierusalimul trebuia să fie din nou în stăpânirea evreilor, iudeilor. Dann muss es ein Bethlehem geben, ein Nazareth muss es geben, denn er wird Nazarener heißen. Trebuia să existe un Betleem unde să se nască și un Nazaret, pentru că va fi numit Nazarineanul. Und so geschah es. Și exact așa s-a întâmplat. Sehen Sie, im Jahr 609 vor Christus. În 609 înainte de Hristos. Wurde Babylon offiziell die Weltherrschaft übertragen. Babilonul a devenit oficial stăpânul sau cetatea care stăpânea lumea. Sie hatten bereits 612 Ninive, das assyrische Reich, besiegt. În 612 au nimicit, au cucerit Ninive, Imperiul Asirian. Drei Jahre später, 609, wurden auch noch die restlichen Feinde besiegt. În 3 ani mai târziu, 609, restul de dușmani a fost înfrânți. Und damit war Babylon 609 vor Christus Weltherrschaft. Și în 609 înainte de Hristos, Babilonul era imperiul care stăpânea lumea. Dann im Jahr 539. Apoi în anul 539 kam die Perser. Au venit persanii. Unter dem großen persischen König Kyros. Condus de Cir. Sie besiegten das babylonische Reich. Și înving, înfrâng Babilonul. Daniel Kapitel 5, der letzte babylonische König, Belshazzar. Belshazzar, relatată viața lui în Daniel capitolul 5, ultimul împărat al babilonienilor. Und kaum hatte der persische König Kyros Babylon besiegt. Și scurt după ce a pus stăpânire pe Babilon. Und hatte jetzt die Weltherrschaft. Și Cir, prin faptul acesta, primește conducerea sau devine stăpânul lumii. Gab er noch 539 vor Christus den Befehl, ihr dürft alle wieder zurück in eure Heimat. În același an, 539, dă porunca aceasta: toți puteți să vă întoarceți înapoi în țara voastră. Ja gut, jetzt rechnen wir mal. Acum putem să calculăm. 609 vor Christus. 609 înainte de Hristos. Bis 539 vor Christus. Până în 539 înainte de Hristos. Wie viele Jahre sind das? Câți ani sunt? 70. 70. Auf das Jahr genau hat sich die Prophezeiung Gottes durch Jeremia erfüllt. Cu exactitate se întâmplă cuvântul lui Dumnezeu spus și prin Ieremia.
Und jetzt konnten die Juden, die zurückgekehrt waren unter Esra, Zerubabel, Nehemia, sie konnten die Stadt und Jerusalem und so weiter wieder aufbauen. Acum evreii care se întorc sub Ezra, Nehemia, Zorobabel vin în țară și construiesc sau reconstruiesc țara. Esra baute die Stadt wieder auf. Esra reconstruiește cetatea Ierusalimului. Nehemia baute die Mauer Jerusalem wieder auf. Nehemia începe și construiește zidurile cetății. Zerubabel baut den Tempel wieder auf. Zorobabel zidește templul. So der Herr will, werden wir heute Abend über die 10 Tore Jerusalems sprechen und ihre prophetische Bedeutung. Das ist unwahrscheinlich. Cu voia lui Dumnezeu, în seara aceasta vom vorbi despre importanța profetică a celor 10 porți ale Ierusalimului. Este extraordinar. Das jüdische Volk war wieder zu Hause. Poporul evreu era din nou acasă. Sie konnten alles wieder besiedeln und wieder bewohnbar machen. Au putut să locuiască și să facă de locuit toate locurile acelea din nou. Und dann? Als die Zeit erfüllt war? Și apoi când timpul, vremea s-a împlinit. Als alles wieder da war? Când totul era așa cum trebuia să fie. Sandte Gott seinen Sohn. Dumnezeu a trimis pe fiul lui. Von einer Jungfrau geboren. Născut dintr-o fecioară. Ist das nicht wunderbar? Nu este minunat? Gott erfüllt hundertprozentig sein Wort. Dumnezeu împlinește 100% cu exactitate cuvântul lui. Aber dar Israel war wieder ungehorsam. Israel cade din nou în neascultare față de Dumnezeu. Der Sohn Gottes kam. Fiul lui Dumnezeu vine. Er tat nur Gutes. Și a făcut doar bine. Aber sie wollten nicht, dass er über sie herrscht. Dar nu l-au vrut să conducă peste ei. Sie haben ihn verraten. L-au respins, l-au trădat. Sie haben ihn kreuzigen lassen. L-au crucificat. Sie haben ihn abgelehnt. Wir wollen dich nicht. Nu te vrem. L-au respins. Und dann kam es wieder, wie es kommen musste. Și din nou se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple. Was geschah? Ce s-a întâmplat? 70 nach Christus. 70 după Hristos, anul 70 după Hristos. Diesmal kamen nicht die Babylonier. De data aceasta n-au venit babilonienii. Diesmal kamen die Römer. De data aceasta au venit romanii. Sie haben Jerusalem belagert. Au înconjurat Ierusalimul. Jesus hat denen, die an ihn glauben, gesagt. Iisus le spune celor care cred în el anterior. Wenn ihr Jerusalem belagert seht. Când veți vedea Ierusalimul împrejmuit, încercuit. Dann geht nicht zurück in die Stadt. Nu vă întoarceți în cetate. Und die an Jesus gläubigen Juden, die messianischen Juden, die haben das beherzigt und getan. Și creștinii sau credincioșii, cei care credeau în cuvintele lui Iisus, au făcut lucrul acesta. Als die Römer anfingen, Jerusalem zu belagern, când romanii au început să încercuiască orașul, haben die auf das Wort des Herrn Jesus gehört, au ascultat de cuvântul acesta spus de Iisus, und sie sind geflohen, și au fugit. Und der Geschichtsschreiber Josephus Flavius sagt, Flavius Iosif spune, istoricul Flavius Iosif, dass man nicht weiß, dass auch nur ein einziger an Jesus gläubiger Jude umgekommen wäre. Că nu se știe, nu se poate documenta că un singur creștin să fi murit acolo sub asediu. Aber Millionen Juden, die nicht glaubten. Însă milioane alte alți iudei, milioane, au murit acolo, care n-au crezut cuvintele lui Iisus. Was haben die Römer gemacht? Ce au făcut romanii? Die haben auch wieder Jerusalem eingenommen. Au cucerit Ierusalimul. Sie haben auch wieder den Tempel zerstört. Au distrus templul. Schon wie Nebukadnezar der Babylonier. Așa ca și Nebucadnețar. Wissen Sie, an welchem Tag die Römer Titus den Tempel zerstört haben? Știți în ce zi a distrus Titus, generalul roman, templul? Am 9. Av. În 9 Av, luna Av. Erinnern Sie sich? Vă aduceți aminte de data asta? Auch Babylon hatte am 9. Av, am selben Tag, den Tempel zerstört. Și babilonienii au distrus în aceeași zi templul. Und am 9. Av, 70 nach Christus, zerstörte Titus, der Römer, wieder den Tempel. În 9 Av, 70 de ani după Hristos, a distrus Titus templul. Ja, also am selben Tag. În aceeași zi. Und was geschah dann mit den Juden? Ce s-a întâmplat mai apoi cu iudeii?
Sie wurden verschleppt in die Gefangenschaft geführt, zuerst nach Ägypten. Au fost duși în Egipt, în robie. Später dann nach Europa, nach Spanien, Portugal und so weiter. Pe urmă în Europa, Spania, Portugalia și așa mai departe. Bis Russland, über die ganze Welt zerstreut, schlussendlich über alle 5 Kontinente. Până în Rusia și dacă ar fi să rezumăm în toată lumea, pe toate cele 5 continente locuite. Aber wissen Sie, was das Bewegende ist? Însă, știți ce este mișcător în toată istoria asta? Auch das hat Mose verkündigt. Și lucrul acesta l-a spus Moise dinainte. Blättern wir nochmal auf, 5. Mose, Kapitel 28. Deuteronomul, capitolul 28. Zuerst redet Mose immer nur von diesem einen Volk, den Babyloniern, die Jerusalem zerstören. Mai întâi vorbește Moise despre acest un popor, babilonienii care vor veni și vor cuceri Ierusalimul. Und die den einen König verschleppen werden, vernichten werden, das war der König Zedekia. Și care vor duce pe acest împărat care va domni la vremea respectivă peste Israel, pe Zedekia. Aber jetzt, interessanterweise, wiederholt Mose die ganze Geschichte nochmal. Însă, în discursul lui, în mod interesant, Moise reia din nou tot discursul acesta. Manchmal sagen mir meine Kinder, Papa, du wirst alt, du wiederholst dich. Câteodată copiii îmi spun, tata, ai îmbătrânit, începi să te repeți. Aber Mose hat sich nicht wiederholt, weil er alt war. Dar Moise nu s-a repetat pentru că a îmbătrânit. Mose hat sich wiederholt, weil er Prophet war. Ci Moise s-a repetat tocmai pentru că era profet. Und in seiner Wiederholung sagt er ganz spezifische Dinge etwas anders. Și în repetiția aceasta spune câteva lucruri foarte clare, dar puțin diferit. Und diese spezifischen Dinge haben große Bedeutung. Și aceste mici detalii au o semnificație colosală. Wir lesen das jetzt mal. Citim lucrul acesta. 5. Mose 28, Vers 64. Versetul 64 din Deuteronom, capitolul 28. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Domnul te va împrăștea printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă. Merken Sie den Unterschied? Sesizați diferența? Vorher hat er gesagt, nur unter ein Volk. Înainte a spus, un singur popor te va duce rob. Nur in ein Volk. Doar un popor. Das war Babylon. Și acesta a fost poporul babilonian. Und jetzt redet er von allen Völkern. Și acum Moise vorbește despre toate celelalte popoare. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. De la o margine a pământului până la cealaltă. Was bedeutet das? Ce înseamnă lucrul acesta? Mose sah bereits vor prophetisch beide Gefangenschaften des jüdischen Volkes. Einmal durch Babylon und 70 nach Christus durch die Römer. În mod profetic, Moise vede ambele robii ale poporului Israel, odată prin babilonieni și 70 de ani după Hristos, în toate națiunile pământului. Vers 65. Versetul 65. Dazu wirst du unter diesen Heiden wieder Mehrzahl keine Ruhe haben. Între aceste neamuri, din nou la plural, nu vei fi liniștit, nu vei avea odihnă. Und später sagt er dann im weiteren Verlauf der Verse. Și apoi în discursul acesta al lui Moise, el spune: Du wirst dich Tag und Nacht fürchten. Ziua și noaptea te vei teme. Du wirst verfolgt werden. Vei fi urmărit. Du wirst gequält werden. Vei fi chinuit. Abends wirst du denken, ach, dass es doch morgen wäre. Noaptea vei gândi, oh, de-ar veni dimineața. Und morgens wirst du denken, oh, wäre es doch abend. Și dimineața te vei gândi și vei spune, oh, de-ar fi măcar seară. Schauen Sie sich die Geschichte des jüdischen Volkes 70 nach Christus an. Nu trebuie să vă uitați decât la istoria poporului Israel după anul 70 după Hristos. Bis in die Zeit des Holocaust. Până în vremea Holocaustului. Das ist genau so eingetroffen, wie es hier steht. Exact așa s-a întâmplat cum scrie aici. Das prophetische Wort ist zuverlässig. Cuvântul profetic este un cuvânt de încredere. Aber auf einmal. Dar dintr-o dată. Man kann sagen, fast kann man sagen, plötzlich. Ai putea să spui așa subit, pe neașteptate.
1800 Jahre war das jüdische Volk auf alle fünf Kontinente zerstreut. 1800 de ani au fost împrăștiați evrei pe toate continentele. Sie hatten keine Heimat. N-au avut o patrie, o țara lor. Sie lebten als Fremde in fremden Ländern. Au trăit ca străini în țări străine. Sie hatten keine Stadt Jerusalem mehr. N-au avut cetatea lor, Ierusalimul. Sie hatten noch keine Klagemauer. N-au avut un zid al plângerii unde să-și plângă necazul. Und auf einmal begannen die Juden zurückzukehren in ihre Heimat. Și dintr-o dată, evreii încep să se adune, să se întoarcă în patria lor. Ab 1882. Începând cu 1882. 1882 kam es zur ersten geschichtsträchtigen Rückwanderung der Juden. 1882 a fost primul val al repatrierilor, semnificativ, de repatrieri al evreilor. Es war die erste Einwanderungswelle. Primul val al întoarcerilor. Und wissen Sie, wo die herkamen? Știți de unde au venit? Diese Juden? Iudei aceștia? Alle aus Russland. Toți din Rusia. Jetzt könnte man sagen, ja und? Probabil poți să spui, e bine, și ce înseamnă asta? Irgendwoher müssen sie ja zurückkommen. De undeva ar fi trebuit să vină oricum. Aber warum ausgerechnet zuerst aus Russland? Dar de ce tocmai din Rusia în primul rând? Warum? De ce? Weil Gott es so gesagt hat. Pentru că Dumnezeu a spus asta. Wollen Sie es mal aufschlagen? Vreți să citiți lucrul acesta? Jeremia, Kapitel 14 bis 16. Jeremia, capitolul, capitol 14. 16. Jeremia, capitolul 16. 14 bis 16. Versetele 14 la 16. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unde izgonise, căci voi aduce înapoi în țara lor pe care o dădusem părinților. Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și vor pescui, și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și în crăpăturile stâncilor. Tage werden kommen, spricht der Herr. Vor veni zile, zice Domnul. Da wird es eine Rückwanderung der Juden geben, die wird die Auswanderung aus Ägypten in den Schatten stellen. Și va exista o întoarcere a poporului, un exod al poporului înspre țara lor care va umbri în ieșirea lor din Egipt. Dann werde ich die Kinder Israels herausführen aus dem Land des Nordens. Și voi aduce pe copiii lui Israel din țara de nord, miază noapte. Von Israel aus, der äußerste Norden, was ist das? De la Israel plecând sau văzând lucrurile, care este cea mai nordică țară? Russland. Rusia. 1882. 1882. Erste Einwanderungswelle der Juden. Primul val al repatriorilor, al evreilor. Alle aus dem Norden. Toți, absolut toți au venit din nord. Und erst danach. Și abia pe urmă. Kamen sie aus allen anderen Ländern. Au venit din toate celelalte țări. Aus Australien, aus Nordamerika, aus Europa. Din Australia, America de Nord, Europa. Und sogar aus China. Și chiar din China. Aus Indien. Din India. Aus Afrika. Din Africa. Aber erst danach. Dar abia pe urmă. Zuerst aus dem Norden. Mai întâi au venit din nord. Genau wie es hier steht. Exact cum a scris Ieremia aici. Der die Kinder Israel herausgeführt hat aus dem Land des Nordens und zweitens aus allen anderen Ländern, wohin er sie verstoßen hat. Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unde izgonise. Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Căci voi aduce înapoi în țara lor pe care o dădusem părinților lor. Ich will sie in ihr Land bringen.
În țara lor îi voi aduce. Dass ich ihren Vätern schon gegeben habe. Țară pe care am dat-o deja părinților lor. Ich bleib der Verheißung treu, die ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Eu rămân credincios promisiunii care am dat-o lui Avram, Isaac și Iacov. Hier haben wir die Antwort auf die Diskussion in unseren heutigen Tagen über die Frage, wem gehört das jüdische Land? Aici avem răspunsul discuțiilor din zilele noastre, cui aparține țara aceasta. Ich will sie zurückführen in ihr Land. Îi voi aduce înapoi în țara lor. Das ich ihren Vätern gegeben habe. Pe care eu am dat-o părinților lor. Das Land gehört Israel. Țara aparține lui Israel. Und jetzt können wir uns natürlich oder wir müssen uns fragen. Și acum putem sau trebuie să ne întrebăm. Warum hat Gott überhaupt das alles so gemacht? De ce a făcut Dumnezeu lucrurile astea așa cum le-a făcut? Er hat Israel in die Zerstreuung geschickt, weil sie Jesus verworfen haben. L-a trimis pe Israel, l-a împrăștiat printre națiuni, tocmai pentru că l-au respins pe Isus. Er führt die Juden wieder zurück in ihre Heimat. Pe urmă îi aduce înapoi în țara lor, în patria lor. Warum? De ce? Wir haben die Frage eigentlich schon beantwortet mit der ersten Zerstreuung nach Babylon. Am răspuns la întrebarea aceasta când am privit la prima robie în Babilon. Die Juden kamen für 70 Jahre nach Babylon. 70 de ani au trebuit să meargă în robie în Babilon. Aber nach 70 Jahren mussten sie zurück in ihre Heimat. Dar după 70 de ani au trebuit să vină din nou în țara lor. Damit Jesus Christus das erste Mal in diese Welt kommen kann. Ca Iisus Hristos să poată veni prima dată aici pe pământ. In einem Volk geboren werden kann, das im jüdischen Land zu Hause ist. Să se nască într-un popor evreu care este, locuiește în țara lor. Dann, viele Jahrtausende später, kommt das jüdische Volk nach der römischen Gefangenschaft wieder zurück in ihre Heimat. Multe sute de ani, mii de ani mai târziu, poporul Israel, după împrăștierea aceasta prin romani, se întorc din nou în țara lor. Seit 1948 sind sie wieder ein eigener Staat. Din 1948 sunt din nou o țară, un stat de sine stătător. Seit 1967 haben sie wieder Jerusalem. Din 1967 au din nou Ierusalimul. Als ihre Hauptstadt. Ca și capitală a lor. Seit 2004 gibt es in Israel wieder ein Sanhedrin, das heißt den Hohen Rat. Din 2004 există în Israel din nou Sanhedrinul sau curtea aceasta de cea mai înaltă instanță a lor. Seit einigen Jahren sind alle Instrumente und Geräte für den Tempel wieder fertig. De câțiva ani încoace instrumentele și toate lucrurile necesare construcției templului sunt pregătite. Man kann ausgerechnet die Leviten in Israel identifizieren und sagen, du bist ein Levit. Tocmai seminția lui Levi se poate identifica și se poate spune tu ești un Levit. Warum? De ce oare? Weil die Leviten werden gebraucht, wenn es wieder einen Tempel gibt. Pentru că leviți sau de leviți va fi nevoie când va exista din nou un templu. Man kann kaum einen jüdischen Stamm identifizieren, die Leviten ja. E destul de greu să identifici vreo seminție a poporului evreu, dar pe leviți poți identifica. Und sie werden heute unterrichtet im Tempel, im Priesterdienst. Și astăzi fac cursuri de pregătire pentru a putea să intre în slujba de preoți. Warum das alles? De ce toate lucrurile astea? Ja. Jesus kommt zurück. Isus va reveni. Die ganze Welt wird darauf vorbereitet. Și toată lumea se va pregăti sau se pregătește pentru lucrul acesta. Und auch das jüdische Volk. Și poporul Israel. Jesus kommt nur zurück, wenn ein jüdisches Volk im jüdischen Land wohnt. Isus va reveni doar când va fi un popor evreu în țara lor. Und ich hatte es ja bereits schon zu einer anderen Stunde gesagt. Și am spus lucrul acesta altă dată. Das weiß der Teufel auch. Și Satan știe lucrul acesta. Und darum will er den Juden das Land wegnehmen durch die Nationen. Și das ist der Grund. De aceea încearcă să le fure țara prin celelalte popoare sau națiuni. Und darum will er dieses jüdische Volk umbringen und sagen, wir treiben euch ins Meer, wir löschen euch aus. Și de aceea ura aceasta ca să-i distrugă și să spună, vă aruncăm în mare, vă terminăm odată pentru totdeauna cu voi. Aber keine Sorge.
dar nicio grijă. Es wird ihnen nicht gelingen. N-o să reușească. Wir dürfen uns um jedes Volk und jedes Land der Nationen Sorgen machen. Putem să ne facem, să fim neliniștiți, să ne facem griji pentru orice alt popor din marea aceasta de națiuni. Aber nicht um Israel. Dar nu pentru Israel. Wie die Zukunft Rumäniens aussieht, weiß ich nicht. Cum arată viitorul României, nu știu. Habe ich keine Verheißungen in der Bibel. N-am nicio promisiune specifică în Biblie. Wie die Zukunft der Schweiz oder Deutschlands aussieht, weiß ich nicht. Cum arată viitorul Germaniei sau Elveției, nici asta nu știu. Keine Verheißung in der Bibel. Nu există nicio promisiune legată de asta, legat de aceasta în Biblie. Aber wie die Zukunft Israels aussieht, das weiß ich. Dar cum arată viitorul lui Israel, asta știu. Das sagt die Bibel. Pentru că asta spune foarte clar Biblia. Israel wird nicht untergehen. Israel nu va fi distrus, nu va putea fi distrus. Der Messias kommt. Mesia vine. Und er richtet sein messianisches Reich auf. Și își va instaura împărăția lui mesianică. Und das ganze letzte Buch der Bibel, die Apokalypse. Și în întregime, cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei. Berichtet, wie Gott das tut. Vorbește despre cum va face Dumnezeu lucrul acesta. Er wird zuerst seine Gemeinde von der Erde wegholen. Mai întâi își va ridica biserica lui de pe pământ. Und dann wird er Israel wieder herausziehen und geistlich mit ihnen beginnen, sie zu retten. Și apoi va atrage la sine pe Israel și va începe să lucreze cu ei. Denken wir an die 144.000 versiegelten Juden in Offenbarung Kapitel 7. Gândiți-vă la cei 144.000 de evrei pecetluiți din Apocalipsa capitolul 7. Oder die zwei Zeugen, jüdische Zeugen in Jerusalem aus Offenbarung Kapitel 11. Sau Apocalipsa capitolul 11, cei doi martori, iudei, evrei. Es geht in der ganzen Apokalypse fast ausschließlich nur noch um Israel. În tot Apocalipsa, aproape în întregime, este, sau exclusivitate, se vorbește despre iudei, evrei. Sie finden in der ganzen Apokalypse nur noch jüdische Symbole. Veți găsi în tot Apocalipsa doar simboluri evreiești. Warum? De ce? Die Gemeinde ist weg. Biserica nu mai este. Das Gemeindezeitalter ist vorbei. Perioada bisericii, timpul bisericii s-a scurs. Gott offenbart im letzten Buch der Bibel. Dumnezeu descoperă în ultima carte a Scripturii. Wie er alles erfüllt, was die alttestamentlichen Propheten gesagt haben. Cum tot ceea ce au spus profeții Vechiului Testament se va împlini. Das ist das Geheimnis des letzten Buches. Aceasta sau acesta este secretul, taina, dacă vreți, ultimei cărți a Bibliei. Und diesen Unterschied müssen wir vor Augen haben, sonst verstehen wir die Bibel nicht. Și diferența aceasta trebuie să o înțelegem, pentru că altfel nu vom înțelege Scriptura. Darum verstehen auch viele die Offenbarung nicht. Din cauza aceasta foarte mulți oameni nu pricep Apocalipsa. Weil sie gar nicht berücksichtigen, um was es darin geht. Pentru că nu își dau seama despre ce este vorba acolo. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vreau să vă dau un exemplu. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Apocalipsa capitolul 10, versetul 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Dieser Vers sagt nicht, wie ich es meinen Propheten und Aposteln verkündigt habe. Versetul acesta nu spune cum am spus prorocilor și apostolilor mei. Hier steht nur, wie es Gott seinen Propheten verkündigt hat. Și spune doar explicit cum a vestit el robilor săi prorocilor. Ja, was hat Gott seinen Propheten verkündigt? Ce a spus Dumnezeu profeților? Die Gemeinde? Biserica? Nein. Nu. Nicht ein alttestamentlicher Prophet hat über die Gemeinde geredet. Niciun profet vechtestamental n-a vorbit despre biserică. Über was haben die geredet? Dar despre ce au vorbit? Dass der Messias kommt. Că Mesia va veni, und dass er sein Königreich aufrichtet in Israel über alle Nationen. Și că își va instaura împărăția lui mesianică în Israel și va conduce peste toate națiunile. Das war die Botschaft der alttestamentlichen Propheten. Aceasta este vestea sau mesajul profeților vechtestamentali.
Und das passiert, wenn der siebte Engel die siebte Posaune bläst. Și lucrul acesta se va întâmpla când al șaptelea înger va suna din a șaptea trâmbiță. Da passiert nicht die Entrückung, die ist schon vorbei. Nu se va întâmpla răpirea atunci. Răpirea este de domeniul trecutului, ea s-a împlinit deja. Sondern dann kommt Jesus zurück und richtet seine Königsherrschaft auf. Și la sunetul acesta Iisus va veni și va instaura domnia lui. Haben wir dafür einen Beweis? Avem o dovadă pentru lucrul acesta? Glaube ja. Eu cred că da. Lesen wir mal Kapitel 11, Vers 15. Versetul 15 din capitolul 11. Da wird nämlich die siebte Posaune geblasen und da wird gesagt, was dann passiert. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Ja. Also, die Königreiche der Welt werden aufgerichtet beim siebten Posaunenstoß. Împărăția sau împărățiile lumii vor înceta la sunetul acestei a șaptea trâmbițe. Das bedeutet nichts anderes. Asta nu înseamnă nimic altceva. Als das praktisch die ganze Offenbarung uns erklärt. Decât că întreaga Apocalipsa ne explică wie am Ende der Geschichte Gott alles erfüllt, was er durch die Propheten im Alten Testament geredet hat. Cum la sfârșitul istoriei Dumnezeu împlinește tot ceea ce a rostit prin gura profeților săi din Vechiul Testament. Die Offenbarung ist der Beweis, dass Jesus zurückkommt. Apocalipsa este dovada că Iisus Hristos va veni sau va reveni. Und der Beweis, dass Israel erwählt ist und eine Zukunft hat. Și dovada că Israel este ales și că are un viitor. Und das müssen wir als Christen wissen. Și lucrul acesta noi ca și creștini trebuie să-l cunoaștem, să-l știm. Dann können wir die Bibel besser verstehen. Pentru că atunci putem să înțelegem mai bine Biblia. Wir müssen nämlich beachten, was ist Israel gesagt und was ist uns gesagt. Trebuie să deosebim ce a fost adresat lui Israel, ce ne este adresat nouă. Das ist ein Unterschied. Este o diferență acolo. Und wir dürfen eine Last auch haben für das jüdische Volk. Și trebuie să avem o preocupare sau o povară spirituală față pentru poporul Israel. Wir dürfen dieses Volk segnen. Avem datoria să binecuvântăm poporul acesta. Und wir dürfen beten, Jesus komme bald zurück. Și să ne rugăm, Doamne Iisuse, vino în curând. Weil wir erkennen, die Zeichen der Zeit stehen auf Alarmstufe rot. Pentru că recunoaștem că semnele timpului sunt aici. Amen. Amin. Dankeschön. Vă mulțumesc.